Bătălia secolului. Două primate, nu primate, două mamifere super malefice. Luptele. Lupta anului. Ciorapel versus Mițu. Care va fi câștigătorul? Mițu este pus la pământ, dar atacă. Vai, forța lor este impenetrabilă. Absolut gigantică. Nu știu dacă pot să mă mai uit. Când trece pe lângă mine. Ciorapel și Mițu și ciocnirea titanelor. Oare se întâmple? Oare atacul lor va fi? Lupta-i strânsă, vă că Mițu se duce la adversarul său suprem. Se vede că Mițu. Ciorapel vrea un atac. Pare că Ciorapel nu vrea un atac surpriză. Mă gândeam la ceva mai epic, dar a fost epic. Ba nu, se pare că vrea să-l atace pe Mițu și lupta încă continuă într-un fel. Că nimeni nu știe ce o să se întâmple. Ba-ra-na-na-na-na! Nu înțeleg, că l-ai dat sub pierzător. Eram sigur. Se continuă bătălia supremă între bine și rău. Haide, Mițu! Haide, ia sabia și bate-l. Serpel. Ce-a furat, mă? Bă, stai, ce-a furat ăsta? Haide, bătiți-vă, omorâți-vă! A, păcat.